Va fi complicat? Am rămas cu asta. Da, trec cu pauza. Acum trebuie să mergem mai departe în emisiunea noastră. Zi, ce vrei să facem? Avem un interviu pe care trebuie să-l concepem cumva la dublu. Adică o să... Nici ușor cum să mă exprim. Pentru copilul, dacă îl pui în mediul lui și se simte bine, te bagă la cheltuială. Spune tot din casă. Cum a zis fita despre tine, că bei țuică în parc. Dimineața. Dintr-o sticlă mare ble. Da, n-am vrut să-i dau apă pentru că era foarte rece și am spus, dar nu ia apă. Și da, ție. Și o tâmpită, nu mi-a trecut prin cap altceva și zic, țuică. Mă duc seara în parc cu ea, vin de la emisiune și toate mamele și bonele își dădeau coate așa. Și doamnă drăguță, prietenă cu mine, zice, doamna Teo, a venit mai dimineața și zice, mama mea bea țuică dimineața dintr-o sticlă mare, ble! Dintr-o sticlă de 2 litri. Da, adică... Yes. Și-a povestit, da. Și-a povestit că noi avem niște diamante din aia de plastic, știi? Și a zis că mama mea are diamante multe, mai multe atâta. M-a luat de nea unui vinovată. Da, aia zic. Maria, Mario și Liviu Guță. Despre asta este vorba. Astea sunt șuste. Bine ați venit. Cine te-a convins să vii cu ambii copii în gura lupului? Da, noi trebuie să-i mulțumim celui care te-a convins. Am dat seama despre ce e vorba în această emisiune. În sfârșit de atâția ani. Dacă de lup nu intra în pădure. O să facem într-un fel să vă așezăm diferit, pentru că părinții... Copii? Nu, azi îi așezăm momentan să-i obișnuim. Da, pe el mai ales să-l obișnuim. Păi cu ce să-l obișnuiești? Hai să ne așezăm puțin. Hai să ne așezăm și după aia îl omorăm. Da, domnul Liviu, vă rog. Momentan stați alături de noi. Copii, aveți grijă, vorbiți că vă tai din salariu. Da. Așa. O să începem cu tati. Da. Și o să-l întrebăm așa încetişor. Ție ți se pare că copiii tăi au pretenții mari de la viață? Și implicit de la tine? Păi, presupun că au învățat despre viață cât de cât așa, văzând prin câte îmi trec eu în viața asta și nu numai și ei sunt... Cât de cât... Toți trecem prin tot felul. Toți trecem prin așa. Cred că deja cunosc anumite... Da... Păi nu trebuie să învățăm așa. Nu? Nu. Da și mie, adică ce zic? Nu. Bun, hai să te învăț o chestie pe care o știu de la tăticul meu. M-am dus la tăticul meu să-i cer bani. Hai, tăticule, dă-te și mie, te rog, 100 de lei. Și tata a zis așa. Uite că îmi tremură... Tata făcea. Îmi tremură voce așa cum vorbesc cu tine. Că în afară de tine n-am părit nici lumina ochilor mei și ți-aș da și sufletul din mine. Uite-te la mine că ți-aș da, dar dacă nu vreau... Și a rămas cu vorba asta. Ți-aș da eu ție, dar dacă nu vreau... Da. Deci a dat-o pe serios la un moment dat. Păi da, normal, că cât miște să și fac. Sunt ei, se mai ceartă așa, pe... Pe ce? Pe calculatoare sau pe telefon mobil sau pe... Pe bani. Pe bani se ceartă. Se ceartă, se pungă așa puțin. El îi dă bani, se răzgândește a doua zi, ea nu mai vrea că îi bagă la chiloți, ca să vezi ce ascunzătoare are. Așa. Îi bagă acolo. Dar tu te-ai apucat să-i spui lui tati unde pui bani, mom? Nu, doar că mi-au căzut și și-a dat seama el singur. Da. Lasă că te învăț eu alte șmecherii. Mulțumesc. Cu multă plăcere. Bazează-te pe mine. Banii mei. Pe banii mei? Pe banii lui. Eu cred că deja subiectul s-a dus exact unde trebuia. De asta îl invit pe tati să vină cu mine. Avem și o plăcuță pentru tati, Danu. În cazul în care nu este de acord cu răspunsul, poate să arate nu. Sau, dar aud? Da, tu l-auzi. L-auzi, ok? Nu că nu spunem căști, ești ok. Da. Așa, vei sta liniștit acolo. Noi l-am păcălit pe tati că el e invitat și că ar fi bine să vină și cu voi. În realitate, voi sunteți invitații și tati săracul e, după cum vedeți, chinuit, ostracizat. Să-l torturăm. Maria, vină tu mai aici, că acum nu mai vine tati. Așa, ca să fiți relaxați, să vă simțiți ca acasă. Aveți nevoie de ceva, de o apă, de... Nu. Niște dulceață, niște... Da.
Atunci avem noi nevoie de niște răspunsuri de la voi. Bine, minunat. Da. Prima întrebare. Mami și tati ascultă când voi aveți o opinie în casă? Normal. Da. Dă-mi un exemplu, Maria, te rog. Păi... Culoarea jaluzelelor. Ora la care ar trebui să mâncăm seara. Ora de culcare, Mario. Nu se negociază lucrurile astea? Cum putem? Cum putem? Păi, bine, nu toate opiniile sunt acceptate pentru că, vă dați seama, dacă era să facem, dacă era să facă părinții noștri după cum vrem noi toate lucrurile, era... Ne duceam pe apas în BTI. Cam așa. Care sunt lucrurile pe care părinții voștri nu vor să le negocieze? Păi, de exemplu, când trebuie să plecăm undeva, da? Ora la care trebuie să plecăm, noi vrem mai târziu, că ne place să le nevim, să... și ei, ca de obicei, punctuali. Așa, Maria, ți-e-ți place să dormi? Așa, așa, așa. A, ok. Dimineața nu vreți să știți ce face, e... somnoroasă. Ești, da. Tu când ești somnoroasă, ești prost dispusă, până, ești genul care până nu-și bea cafeaua nu suportă să discute cu nimeni? Până nu bea Teddy. Păi, când mă trezesc, da? Sunt așa, adică mă enervez. Da. Dar după ce ajung la școală, mă liniștesc da. Și sunt fericită. Și am timp de joacă toată ziua. Aha. Și te întorci supărată. Câteodată. Câteodată. Dar de ce ești nervoasă dimineața? Adică de la ce-ți vine nervul ăsta așa? Nu știu, am eu așa niște nervi. Dar ce simți când ești nervoasă? Nu e o persoană matinală, cred că. Vârsta. Dar ce simți când ești nervoasă? Adică ce te doare? Ce te frământă? Păi, cum se explică? Școala. Că nu se face după cum vrea ea. Cum ai vrea tu? Păi... Trezirea la 12. Corect. Păi, aș vrea să... Ciocolată caldă, dulciuri. Mare, mă cunoaște. Zici că e frate meu. Părinții tăi nu cooperează când te văd pe tine așa dimineață tulburată? Nu vin și ei, vorba lui Mario, cu o ciocolată caldă, cu niște dulciuri la capătul prințesei să o servească la pat? Nu. Vai. Dar știi că ar trebui să le cere asta? Păi da, că așa mă liniștesc. Exact. Ca o prințesă. Ca o prințesă. Ce te scoate din sărite la Mario? La Mario? Mm-hmm. Păi, când nu mă ascultă. De exemplu? De exemplu, i-am spus odată, Mario, sună pe mama pentru că eu nu o văd acasă și vreau să vină să-mi scoate telefonul din ghiozdan, că eu aveam ghiozdanul în mașină. El, nu că mi-e somn. I-am zis, sună. Nu că mi-e somn și când am țipat, a sunat-o. Deci m-am speriat. A, deci tu când nu găsești rezolvare, începi să țipi? Bine, nu țip chiar tare, dar țip. A, țipi așa, moderat. Dar la tati e ceva care te deranjează? Nu. La mami? Nici la mami. Ce? Se pare că eu sunt... Se pare că ești singurul element care strică ordinea în capul mamei. Care strică diminețile. Exact. Adică, bine, poate mă deranjează ceva la mama. Păi, când mă doare capul, da, îi spun să-mi facă programare la doctor. Da? Da. Și găsește altă soluție? Da. Doamne! Cred că îți dă niște apă să bei. Știi că nu-mi place să înghit pastile? Și zice, Maria, înghide pastila asta. Și eu zic că nu. Și asta mă deranjează. Eu te cred. Plus că trebuie copilul dus la doctor tot timpul, chiar că îl doare un degețel. Bine, i-a trimis mesaj la doctorița, doar că doctorița Plușica, așa zic eu, da, a spus că nu este deschis. Plus că e posibil să doară capul degeaba sau că n-ai băut suficientă apă. Da, când am băut apă, mi-am revenit. Doar faci tu dramă. Chiar, fetele din viața ta fac drame? Da. Și prima Maria. Atât pot să zic, da. Atât poți să zici, că ți-e frică de altă dramă care va decurge de aici. Da, da. Tu cu tati faceți așa un fel de parteneriat împotriva domnișoarelor și doamnelor care fac drame? Ei bine, nu pot să zic chiar un fel de parteneriat împotriva fetelor, pentru că știți, mereu domnii trebuie să fie gentlemen.
Dar da, am o anumită chimie cu tata când este vorba, bine, mereu, dar când este vorba de un, așa, un război între... Un pic de spate în spate nu strică. Da, da, o alianță, să zic. O alianță. Știai de această alianță? Nu. Doar că și Mario câteodată face dramă. Adică eu cu mama o fac o echipă, Mario cu tata face o echipă. Mi se pare normal. Adică eu un echilibru în toate. Câteodată când e plecat tata la cântări și cred că sunt singur pe cont propriu și trebuie să... Fac față. Trebuie să las de la mine. Auzi, care este cuvântul pe care îl spune tati cel mai des când e cu voi? Are un cuvânt pe care îl folosește foarte des? Da. Care? Vă iubesc. Tati are plăcuța mână. Mie îmi zice metospugul nu știu cum. Metospugul nu știu cum. Da, mă, îi spune un poco, nu, poco, moco, poco. Așa zice în fiecare zi. Îți zice moco, loco, toco, poco? Bun. N-ai idee ce înseamnă, dar e de bine. Da, e de bine, că are vocea aceea blândă. Hai că ești topit, făcut bucăți. Auzi, dar la ce nu se pricepe, tati? Stați, Mihai, să nu mai ridicăm atât în slăb, că pentru asta ne-am adunat. La ce nu e priceput, tati, deloc? Dar deloc. Se descurcă în bucătărie, tati. Cam... L-a gătit? Da. L-a gătit. Hai, zi, Mărie, nu te sfii. Lasă că vorbim noi cu el după aia. Nu prea. De gătit gătește, de gătit nu prea. De mâncat mănâncă, de gătit nu prea. Da, face ceva. Face ceva în bucătărie bun. Adică cartofi prăjiți. Sau omletă. Nu, poate omletă, da. Da, deci este un iaurt. Cel mai bun este... Un iaurt. Da, un iaurt. Face iaurt. Nu face iaurt. Al mănânci. Deci nu știi să fac iaurt. În casa la voi, cine hotărăște unde plecați în vacanță? Bravo. Dumneata? Domnișoara, da. De față. Domnișoara de față? Și cum îți alege excursiile? Stai că sunt curios. Și eu. Păi, face cu darts. Cu darts, nu? Sau pune degetul? Da. Pe hartă. Îmi place să mă duc la Disney, dar încă nu m-am dus. Odată am luat un bilet la America. Doar că am uitat să mergem. Cum? Ați luat un bilet în America, dar ați uitat să mergeți? Sau ori m-au păcălit că au luat bilet. Am dus-o eu, l-am dus pe Mario. Cu vorba ai dus-o pe... Fosta soție, am fost în America cu Giulia. Și ei am spus că vin, o duc și pe ea. Și am dus-o la Unirii în fața acolo și am zis, uitați-o în America. Ea avea 2 ani. Deci avea 2 ani, nu se pune. Vai de cap! Marie, tu ai auzit? Bun. Cred că mai țin minte că a spus asta la Teușo când era mai mică și a mai venit încă o dată aici. Te-a dus la Unirii și ți-a zis că aia e America? Da. Și tu ai crezut? Da, l-am crezut că era mai mică. Avea și muzica ambientală de aia. Aia e, da? Muzica o convingea. Am fost împreună cu bunica mea în Trivale, eu sunt din Pitești, sus, erau niște animale mari, un fel de bizoni. Și nu mai ajungeam acolo, se făcea întuneric și fetele, bunica mea așa, au zis, bă, hai să ne întoarcem. Și eu am întrebat, tată, de ce ne întoarcem? Că vreau și eu să aud cum fac bizonii, la care bunica mea așa, ia, ia auzi cum ciripesc. Ciripeau bizonii, ceva de n-ai văzut. Deci am trecut prin ce ai trecut, tu te înțeleg, sora mea, suntem pe aceeași vibrație. Suntem aproape gemene. Suntem aproape gemene. La întâmplări. Da, da. Preferi să fim surori de mamă sau surori de tată? Surori de ambele. Ok, deci mai ai un copil. Mai am, să rămână. O să ai un nepoțel. Da. O ultimă întrebare. Care este cel mai frumos lucru care se întâmplă în familia voastră destul de des? Când ne face tata și mama clătite. Mario? Când ne strângem la masă, să zic așa, adică nu doar clătite. Înțeleg. Când ne strângem cu toții la masă, vorbim, ne zicem probleme, ne zicem lucrurile bune. Sunt... Adică îmi plac clătitele, yummy. Ție îți plac clătitele, yummy, lui îi place atmosfera, îi place faptul că putem socializa, că suntem toți în armonie, învață de la fratul, că e mai înțelept.
Iar dumneata învață de la copiii tăi care sunt atât de deștepți. Da, mulțumesc frumos. O sunteți o familie superbă, vă felicităm pe toți patru. Mulțumesc. Și așteptăm să vedem ce ne cânti tu azi. Da, am o piesă foarte frumoasă. Cam totdeauna de atunci. Nu, lasă că iau eu astea, da, nu mai te... Așa, am vrut să zic, da. Dă și scaunul. Nu, că am crezut să ți se face rău, dar nu scaunul și... Ești bine, n-ai, că ai scăpat. Am o piesă foarte frumoasă, se numește Copiii mei. De ce poate să fie mai... Da. La mare refix. Da. Liviu, te ascultăm. Îți mulțumim mult de tot. Și ție și copilă.